Bună seara, stimați telespectatori ai televiziunii române. Evident, suntem tot la Muzeul Civilizației Populare Tradiționale Astra. Poate nici n-ar mai trebui să zic neapărat aceasta. De data aceasta, lângă un teasc de mere de la Roșia. Un teasc cu tot ceea ce înseamnă el, tescuit. De aceea, cuvântul din seara aceasta, cred că se potrivește. Din rodul gurii sale, omul mănâncă binele. Pofta celor vicleni este silnicia. Cine își păzește gura, sufletul său îl păzește. Cel ce deschide prea tare buzele o face spre pieirea lui. Sper să nu fie cazul în fiecare seară la rubrica noastră de zi de zi, dar cred din toată inima că Sfântul are dreptate. E important să ne păstrăm într-un fel sau altul alimentația duhovnicească a gurilor noastre, inclusiv a gurilor noastre sufletești. Cât de important e cuvântul acesta, din rodul gurii sale omul mănâncă binele. Poate că vom învăța mai mult din dulceața aceasta a trăirii în comun și din bucuria aceasta de a ne rosti împreună binele unul altuia, în speranța nesfârșită că Dumnezeu se va milostivi spre noi și ne va dărui și cel ale teascului pe care trebuie să le punem pe mesele noastre înaintea familiilor noastre. Nu există alimente bune și rele, există oameni care știu să ni le arate cu bucurie și care pot să facă din ele bunătatea sufletului nostru. De aceea, la cuvântul din seara aceasta al pildelor, adaug un cuvânt al Sfântului Marcu Ascetul. Este câte unul care își taie o patimă pentru o plăcere mai mare și e slăvit de cei ce nu-i cunosc intenția. Și poate că unul ca acesta nu-și dă seama, el însuși de sine, ostenindu-se, prostește. Cu alte cuvinte, sunt foarte mulți pe care îi vedem nemâncând, alergând, făcând sală, dacă vreți. De fiecare dată se vede ceva acolo în efortul lor de a fi mai frumoși, mai adevărați, mai sănătoși, că lipsește câte ceva și în efortul lor uneori pot să greșească. Pot să-și rupă, de fapt, lucrul cel mai important din viața lor. Calitatea de oameni cu suflet. În mod cert, biserica ne îndeamnă în această perioadă a postirii să nu ne uităm doar la cartea de bucate, ci din când în când să deschidem, măcar așa, cu bucuria copilului care învață, cartea de bucate sufletești care este Sfânta Scriptură. Și, de ce nu, să mergem la cel mai mare dintre toate molurile sufletești posibile, care este biserica. Încercați să nu confundați lucrurile în viață și dați gurii ce este de dat gurii, iar sufletului ceea ce este de dat sufletului. Când lucrurile se confundă, nimic nu se așează în normalitate. Suntem lângă un teasc și lângă o moară de zdrobire a mierelor. Pare că învățăm din efortul acesta al tescuitului că niciodată nu putem să avem rezultate dacă nu stoarcem din noi esența umană de care avem nevoie să ardem de plin înaintea lui Dumnezeu cu toată dragostea noastră. Mergem spre Ierusalim mai departe. A mai trecut o zi. Mâine este una nouă.